Chiar dacă suntem la lansarea lui George, îmi cer scuze lui George, dar vreau să fac un anunț important pentru Lugojen, pe care probabil dumneavoastră îl știți. Cartea Elei, cât și a lui Ion Oprișor, Lugojeanul nostru, va fi lansată la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Este, cred, un lucru important. Faptul că lugojenii noștri ajung în cetăți culturale, așa cum este și Sibiul, după lansarea de la Lugoj, de la Universitatea Europeană Drăgan și după lansarea de la filiala unui scriitorilor din Timișoara, iată că Ela și Ion Oprișor vor ajunge la Sibiu, la Universitatea Lucian Blaga, unde vor fi prezentați de distinși universitari. Ne bucură acest lucru și vă cer iertare. Nu am fost prezentă la lansarea Elei, fiind plecată din țară, și am reținut o frază pe care aș vrea să o citesc. Poemul Camelie sau Înger de Ilie Gârcic. Uneori, și nu rare ori, profesorii sunt chemați la examen în fața foștilor elevi sau studenți. Și așa se întâmplă cu toate examenele. Unele sunt mai dificile decât altele. Acesta pare să le treacă pe cele multe, întrucât vizează interpretarea de ansamblu a unei cărți ieșite din comun. Deși ea e alcătuită din multiple trimiteri la texte aparent familiare sau doar accesibile tuturor. Este vorba de cartea lui Athanasios, a Elei Iacob. Mă iertați, George, te rog să mă ierți și Ela, te ascultăm despre Da. concert de trompetă la trompetă în vie. Fără doar și poate, astăzi discutăm despre cartea unui poet profesionist. Și de ce vreau să spunez acest lucru? Astăzi, în România, sunt, cred că nu exagerez, mii de poeți. Cum se mai spune legat? Amatori? Amatori. Amatori. George Luna este un poet profesionist, este un poet autentic. Nu numai cartea de azi, dar și cartea de azi este o carte rotundă, în care textele sunt egale unele cu celelalte, născute dintr-o viziune unitară, ceea ce, din punctul meu de vedere, determină clasificarea unui poet ca poet sau nu. Adică, dacă, nu știu, dacă scrii întâmplător două poeme despre toamnă, două despre tei și trei despre... Nu cred că te poți numi poet. Dar e, mă rog, părerea mea. Deci suntem în prezența unui poet autentic, cu o conștiință poetică matură, născută în egală măsură și din înțelepciune și dintr-o, probabil, cred, nu știu, foarte nuanțată și lungă experiență de viață. Lucru care se observă în extraordinar de reușită ambiguitatea cărții. De pildă, una dintre temele cărții este tema familiei. Dacă nu ești destul de atent, poți să trăi impresia că e vorba de o familie pământeană și de legăturile de sânge în cadrul unei familii. Bunicii, străbunicii, ce am putut moșteni pe linie sanguină. În realitate, există o oscilație foarte reușită între familia sanguină și familia spirituală. Foarte reușită. Asta e prima constantă foarte importantă a cărții despre care vorbim azi. Apoi, o altă temă centrală este tema cuplului, dar tot așa, tratată, în primul rând, tratată dintr-o pluriperspectivă. În al doilea rând, într-o legătură foarte interesantă în care se întrepătrund iubirea patimă cu un fel de iubire metafizică, cu un fel de iubire mântuitoare, cu imagini foarte frumoase, aproape picturale, ale femininului maternal, ale femininului feciorenic și ale femeii fantasmatice, ale femeii himeră. Tot așa, pe un arc misterios te plimbi
între imaginea cuplului real și imaginea unui cuplu fantasmatic. Dar ele se întrepătrund atât și se împletesc atât de bine și atât de coerent, încât e foarte greu să hotărăști dacă e vorba în alternanță, că niciodată nu e alternanță, când despre una, când despre cealaltă. Felul în care se împletește imaginea cuplului cu, până la urmă, și misterul și harul divin al cuvântului, întru care însă poetul ca om trebuie să se sacrifice în viața lui de pământean familist, când pentru familie, deci există acest joc permanent de sacrificiu, când pentru familie să nu fii complet absent, când pentru poezie să nu fii absent în poezie. Cele două forme de absență creează și probabil o formă foarte interesantă de căutare a mântuirii. Există și o foarte interesantă poezie a regretului metafizic. Există și poeme foarte frumoase despre tăcere, despre liniște, despre tăcerea plină, despre tăcerea goală, despre misterul limbilor omenești. Fără să plece de la celebrul mit biblic al turnului Babel, într-o cheie proprie. Există în relația omului cu sine, în relația materie-spirit, trup-suflet, stări pe care istoria literară le-a numit starea de inefabil. În orice caz, ca să închei, o carte complexă, subtilă, cu poeme care pleacă dinspre concret înspre abstract, cu foarte frumoase poeme de dragoste, cu foarte frumoase poeme de substanță filozofică și o carte care demonstrează că nu se poate scrie poezie dacă nu ești dăruit cu un dram de spirit. Nu se poate. Intelectul și spiritul sunt, știind de la Platon, sunt două lucruri diferite. Sunt oameni care au un intelect strălucitor, dar n-au dramul acela de spirit și atunci, de pildă, eu nu gust genul ăla de poezie. Din fericire, George are și un dram de spirit. Poate cel mai evident fapt sunt poeme, poate o să ne citească, sunt în poemele cu îngeri. Mulțumim, Ala! Așa cum spuneam, Ela, ungerii au înzestrat-o cu har să deștifreze tainele poemelor.